Începem festivitatea de celebrare cu oamenii extraordinari care sunteți și mai ales cu această idee extraordinară de a călători spre voi și au reieșit niște lucruri minunate despre cum să te iubești pe tine, cum să-ți crești încrederea în sine, cum să reușești să trăiești cu tine. Și acest lucru simplu, prin tehnici de coaching, prin tehnici de NLP și inspirația voastră de asemenea, prin pregătirea pe care o aveți, deja puteți pur și simplu să lucrați cu clienții în calitate de coach profesioniști, astfel încât abia aștept să descoperiți lucruri minunate, atât voi cât și clienții voștri. Pentru că ați observat că este deja o călătorie în acest sens, adică nu are neapărat un început și un sfârșit, ci pur și simplu este o călătorie, un mod de viață. De acum sunt convinsă că fiecare dintre voi este cât se poate de responsabil și de aliniat cu el. Bineînțeles că în fiecare zi este loc de a lucra cu propria persoană, așa încât a venit și momentul după aceste, nu mai știu câte zile, au fost 12 zile de curs de formare în coaching, a venit și momentul extraordinar al celebrării, al recunoașterii meritelor pe care le aveți, muncii pe care ați depus-o și mai ales a acestei călătorii extraordinare către propria voastră persoană. Ok, așadar urmează și momentul, să spunem așa, onorific, prin care vă înmânez diplomele de practitioner coach, diplome care sunt sigură că fiecare dintre voi, prin comportament, veți onora această profesie și veți onora această viziune de a fi un coach extraordinar, în primul rând cu propria persoană, apoi foarte ușor cu persoane din jurul vostru. Ok, așadar, acum înmânez cu multă iubire diploma de practitioner coach minunatei Chiriac Dumitra. Hai să vedem dacă se vede diploma. Ia să vedem dacă se vede diploma. Ia stai să vedem, să vedem, să vedem. Mai sus. Se vede? Da. Super, super! Așadar, draga mea Dumitra, ești un om extraordinar și un coach, un practitioner coach extraordinar și cu multă iubire abia aștept să folosești această diplomă în locul cu oameni extraordinari din jurul tău. Ok, dacă vrei să ne împărtășești câteva lucruri din experiența ta, din ce a însemnat pentru tine această călătorie, cu mare drag, și dacă vrei să ne spui ceva înainte și după, da? Cum era înainte de curs, cum e acum la finalizare? Cu foarte mare drag, n-am văzut diploma că s-a blocat calculatorul. Oh, interesant, interesant. Tocmai acum s-a blocat calculatorul. A rămas pe imagine. Ok, zi-ne câteva Da. minute despre cum a fost și ce a însemnat pentru tine acest curs acum în moment de aniversare și de celebrare. Acest curs a fost pentru mine binevenit la momentul potrivit. A fost un curs pe care mi l-am dorit, dar n-am avut curajul să-l fac prima dată când am auzit despre el. Și la un moment dat am zis, acum, m-am înscris în ultimul moment, în vineri, în ultima parte a zilei, înainte de a închide cecul, am pus banii, când te hotărăști și ai un plan în minte, care este aliniat cu dorințele tale și nu mai e niciun fel de blocaj, atunci totul merge strună. Și a mers. Și am apărut în grupul acesta minunat și sunt atât de recunoscătoare tuturor pentru că alături de ei am reușit să-mi descopăr valorile mele, să-mi pun în evidență calitățile pe care nici nu știam că le am. Eram la un moment dat destul de tristă și nemulțumită de felul în care îmi conduceam propria viață. Aveam impresia că nu aveam impresia, chiar aveam nevoie de aprobării de celor din jur. Nu mai aveam curajul să iau decizii și nici nu știam să iau decizii în cunoștință de cauză. Acum, după două module, am învățat cât de important este să devin eu cea care să gestioneze viața mea, care să gestioneze dorințele, să-și alinieze mintea cu
sentimentul și acțiunea. Cel mai important și cel mai important am învățat în cursul ăsta cum să acționez, care sunt pașii. Deși a apărut la început că nu găsesc, nu știu, nu pot, era așa, dar lucrul cu colegii a fost excepțional. Excepțional. În sesiuni, de asta le mulțumesc de nenumărate ori, pentru că atât de mult a contat pentru mine faptul că au fost acolo când am avut nevoie, niște suflete deschise și cu multă iubire și cu multă delicatețe, au reușit să mă ajute să văd ce aveam nevoie să văd la momentul respectiv, ce nu știam, și nu știam foarte multe lucruri despre mine. Am ajuns să mă cunosc așa cum nu credeam că sunt. Probabil cum mă vedeau cei din jur, dar cum nu știam că sunt eu. Îmi place să trăiesc și îmi doresc să trăiesc autentic, să simt și să fac, să acționez exact, fără teamă. Mai am de lucrat și exercițiul de astăzi a fost binevenit. Important este că am descoperit unde, ce și cum și că am mecanismele pe care să le pot aplica ori de câte ori am nevoie. Uneori putem și singur, dacă cineva nu este lângă noi, asta e cel mai important. S-am învățat să mă bazez pe mine. Dacă este cineva, atât mai bine, dar dacă nu este, îl trec singurică la treabă. Mai greu, mai cu potignel, dar iese. Și asta este cel mai important. Pentru mine, independența a contat enorm de mult. Să pot să nu depind de nimeni și să pot să fiu eu de fiecare dată stăpână pe situație. Chiar dacă văd că fuge pământul de sub picioare, să știu că la un moment dat totul se așează. Să nu intru în panică, să las teama deoparte și să las lucrurile să decurgă, să îmi asum și suferințele și fericirile și să mă bucur de ceea ce sunt și de ceea ce am făcut până acum, pentru că am făcut foarte mult de care nici nu eram conștientă și de care nici nu știam să mă bucur. Acum mă bucur din sufletul și chiar mi-am dorit când am venit la curs și am văzut că toată lumea era foarte zâmbitoare, aveam impresia că eu o să rămân fără zâmbet, că nu o să-mi găsesc bucuria. Acum am observat, eu trăiesc, au observat și cei din jur, cred că am primit feedback că într-adevăr pe fața mea se vede și chiar simt atât de mult mă bucur de noua mea stare. Este ceva excepțional. Cursul era ce aveam nevoie în momentul ăsta. Wow. Dincolo de o sesiune de coaching, pentru că m-am gândit aș putea să-mi iau o sesiune de coaching, dar am vrut mai mult de atât. Am vrut să pot să fac din lucrul ăsta chiar o profesie, pentru că ceea ce fac eu pot să aplic și pe alții, cei din jur și cei care cu siguranță mai au nevoie și mai simt câteodată că nu-și găsesc locul, rostul, acțiunile și ce au nevoie. Mulțumesc, Loredana Latiș, ești un fenomen, ai fost și rămâi în continuare un exemplu. De fapt, așa am și venit la curs, pentru că am văzut acțiunile. În urma videourilor pe care le-am urmărit de-a lungul timpului, am văzut practic acțiunile care ne sunt la îndemână. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor, vă iubesc și aștept să ne, în continuare, să ne păstrăm același stil de echipă. Ia, felicitări, Dumitra, mulțumesc și eu, ești extraordinară, superb! Următorul practitioner coach extraordinar, Ciorna Sanda. Hai să vedem cum punem diploma să se vadă, da? Se vede? Da, mulțumesc frumos! Perfect, Sanda, perfect! Te rog, spune-ne tu câteva cuvinte, cum a fost pentru tine cursul, cum i-a fost înainte, cum e după. În primul rând, Loredana, îți mulțumesc din suflet că ai apărut în viața mea și n-a fost nimic întâmplător, ai apărut în viața mea exact în momentul potrivit ca să iau niște decizii radicale. Sunt mulțumită de drumul care l-am parcurs, deși este foarte, foarte greu, cu foarte multe provocări, dar m-a întărit și m-a făcut foarte puternică. În urma acestui curs,
din nou pot să spun că am devenit, reușesc să trec peste provocări mult mai ușor, să trec peste frici, peste furie, peste toate celelalte, pentru că trec acum printr-un moment în care m-am mutat dintr-o casă în alta și astăzi am avut foarte multe provocări. De aceea am intrat greu acum în contact cu voi, pentru că încă mai am pe cineva în casă care mă ajută. Mă simt foarte, foarte puternică. Deși mi-este greu, dar pot să trec peste ele. Și înainte mă lamentam mult mai mult și eram pe poziția asta de victimă aproape tot timpul. Și acum refuz să mai fiu în postura asta. Datorită acestui curs am înțeles foarte clar acest triunghi păcătos. Am înțeles toate relațiile nesănătoase în care am stat și pot să spun sincer că am ieșit din aproape toate relațiile nesănătoase sau le-am reglat și în urma cursului de NLP sau în timpul cursului, practic, ți-am și spus că am conștientizat foarte mult, am fost foarte atașată de persoane, nu atât material, cât de lucruri materiale, cât de persoane, și am constatat că am dat puterea mea cu totul anumitor persoane și mulți ani din viață. A fost dureros exercițiul acela cu cordoanele și cu mufarea și cu... Deci pur și simplu m-a durut, pentru că la mine n-a fost un singur punct și a fost pe tot corpul. Acel atașament l-am simțit foarte clar. Și mi-am dat seama cât de mult am de lucrat cu mine. Dar să știi că am reușit. Și ieri am ieșit la o plimbare aici în zona unde stau eu cu un prieten și am povestit. El este psiholog și e foarte interesat de toate tehnicile astea de dezvoltare personală și în urma faptului că i-am spus că eu merg la București să fac cursul, el s-a apucat să citească niște cărți de NLP și mi-a mulțumit foarte mult că i-am deschis apetitul și am povestit foarte mult despre transformările mele. Deci tot, nu știu, 3-4 ore cât am stat împreună, am vorbit non-stop și mi-am dat seama de fapt cât am înregistrat de la cursul de NLP, pentru că a intrat în mine și iese așa, pur și simplu curge. Pot să vorbesc ore în șir despre toate tehnicile. Bine, cu el am și rezonez foarte bine că chiar urmează să-i fac o sesiune de coaching. Dar va fi pe barter, pentru că și el mi-a făcut ca psiholog niște, mă rog, între noi este o colaborare foarte frumoasă pe partea asta și chiar o să exersez pe el. Foarte cu bine, el. Foarte bine, într-un mod etic. Da, da. Da, cred că vorbesc prea mult, așa? Mulțumesc din suflet! Sunteți extraordinari! Vă iubesc din tot sufletul! Wow. Mulțumesc, Mariana! Ești absolut specială! Cu multă iubire! M-ai făcut și o specială! Și îți mulțumesc pentru asta! Cu multă iubire, Sanda! Și eu te iubesc! Felicitări! Felicitări, Sanda! Felicitări! Ok, bun! Următorul practitioner coach extraordinar, Corban Ana Mihaela! Hai să vedem cum facem cu să se vadă diploma, da? Ok. Perfect. Perfect, Mihaela. Spune tu, te rog frumos, cum a fost pentru tine, cum e începutul, cum e sfârșitul și așa mai departe, cum a fost această călătorie. Microfonul. Mihaela, dă drumul la microfon. Da. Da. Mulțumesc, Loredana. A fost excepțional. Am intrat așa cu puțin, nu știu, reținere parcă la curs, la început.
N-am știut cum va fi cursul efectiv. Mi-a plăcut foarte mult că nu este la un nivel foarte academic, din contră. Asta este un lucru extraordinar de important să fie de la suflet la suflet. Da. Am avut multe conștientizări, după cum am spus. Am trecut prin toate fazele posibile și probabil și alea imposibile. Așa. Și acum, spre sfârșit, parcă mi-am mai revenit, dar încă nu. Sunt încă la un nivel de conștientizări, sunt încă la un nou strat de aruncat și tot arunc, că doar peste 50 de ani poți să tot arunci la straturi, că ai destule de aruncat. Și tot se adună și nu se mai adună, gata, am pus bară. Pus barieră la adunat, dar trebuie stratificate, nu curățite. Deci, Academia este ceva extraordinar. O recomand cu drag și am să o și spun la colegii mei, chiar la colegii mei care sunt puțin mai încuiați din punctul ăsta de vedere, colegii mei alopați, vreau să spun, că așa îi socotesc. Suntem două categorii. Terapeuții alopați, așa, și am să le recomand cu drag și cu căldură să facă măcar un curs, măcar un curs ca să se descopere și să vadă câte măști mizerabile au pe ei și prin ei și în ei și cum, oricum e. Oricum ne naștem cu 5 răni clare. Da? Cu măștile de la cele 5 rând, da? Dar le descoperim, le descoperim și le dăm la o parte. Nu suntem nici, să nu creadă colegii mei că eu sunt arogantă sau că sunt rău intenționată pentru că eu sunt medic. Nu, departe de mine. Eu am prieteni și mă înțeleg de 1000 de ori mai bine cu un om care nu are atâtea studii și își dă atâtea aere și îi prinde el și zici că nu, e ca un balon din ăla care îi bagi un ac și înțeapă și puf, nu suport. Deci eu am făcut și fac parte și din echipa John Maxwell Team, dar este o diferență de la cer la pământ. Aici este suflet, acolo este... Să vedem cum facem, să ajungem, să... Deci nu există sentimentul ăla de iubire. Degeaba îmi vorbește despre iubire când se vede pe fața omului care vorbește că tu îndrugi acolo numai să îndrugi. Nu există așa ceva. Când vorbești de la suflet la suflet, când vorbești și explici unui om ce trebuie să facă sau ce nu trebuie să facă, spune-o din sufletul tău. Că altfel o percepe. Dar dacă tu îi o spui ca la o rețetă compensată de 3 ori, 4 ori, 5 ori, 6 ori, salut, l-ai pierdut total, ăla nu-ți mai vine. Că zice, ce e aici? Deci asta este și în meseria noastră, într-adevăr. Dacă nu pui suflet, nu poți să învii oameni, nu poți să-i tratezi, nu poți să iubești și nu pot ei să te iubească pe tine. Deci asta este realitatea. Am mulți pacienți, am peste 3000 de pacienți, dar vreau să spun că știu și ce mănâncă, și ce dorm, și ce amante au, și câți copii au, și cu cine iau, și cu cine... Dar este etica care nu-mi permite să dau nume, n-am dat niciodată nume, am amintit ca și caz, dar nu am dat nume. Și asta apreciez, că și ei apreciază lucrul acesta, pacienții mei, că nu le divulg secretele. Este foarte important lucrul ăsta și rog și colegii să nu facă mici bârfe. Eu făcând multe cursuri de energie și simt mai mult decât cred ei, nu faceți bârfe, fraților, indiferent, gândiți pozitiv, indiferent că tu îmi râzi mie, ok, dar eu te simt. Eu, personal, vorbesc despre mine, eu te simt că ai râs într-adevăr, că mă iubești, că mă apreciezi,
sau că să râd și eu ca să fiu cu tine. Nu. Clar. Așa e, Loredana? Absolut. Totul se simte și știm că... Totul se simte, totul se simte și imediat replica vine. Asta este realitatea. Mulțumesc încă o dată. Mă bucur că am participat la acest curs. Voi mai participa și în continuare. Voi recomanda cu multă căldură Academia, pentru că este Academia pentru Suflet și merită, merită enorm de mult, merită. Mulțumesc încă o dată și mulțumesc și colegilor. Felicitări, felicitări, Mihaela, mulțumesc și eu, super, felicitări! Ok, mulțumesc! Următorul practitioner coach extraordinar este... Bonțidean Adriana Claudia. Super, super, Adriana, super. Și diploma, da, și diploma. Super, felicitări, felicitări. Așadar, Adriana, cum a fost pentru tine această călătorie? Cum ai simțit-o tu? Cum a fost înainte de curs? Cum ești acum după curs? Pot să vă spun, dragii mei, că înainte de curs, de fapt, și spusesem într-o seară că aveam așa ca un cuib de viespre în cap. Acum, chiar, mai ales după seara și exercițiul din seara asta, îmi vine să spun, dă liniștea mai tare și ascultă mesajul. Este o liniște care efectiv iese din sufletul nostru bun și... Sunt deosebit de încântată că am reușit să fac tot ce-mi stă în putință, să ajung atât în Tenerife cât și aici alături de voi. Cred și sunt sigură că e cea mai minunată experiență pe care am avut-o în viața mea. Acum știu că atunci când îți dorești ceva cu adevărat se poate. Și azi dimineață am sunat la Liceul de Chimie Industrială, de unde încă mă străduiesc să obțin o altă diplomă de la bacalaureat, pentru că se pare că s-a pierdut. Și printre altele am întrebat pe doamna secretară când au festivitatea absolvenții clasei a 12-a. Zice miercuri și am simțit exact aceeași emoție puternică ca și acum 30 de ani și pot să vă spun cu mâna pe inimă că o să-mi sărbătoresc un alt majorat al acel, din punct de vedere emoțional, chiar sunt un om întreg. Chiar sunt un om așa cum trebuia să fiu. Ce mai pot să spun e că între competiții, olimpiade și câte și mai câte avem în viață, mă simt alături de niște campioni. Suntem niște campioni, indiferent prin ce am trecut, indiferent ce va mai fi de aici înainte, am câștigat enorm. Vă mulțumesc din suflet și abia aștept să lucrăm în continuare, să ne dezvoltăm, să creștem și să împărțim tot ce avem mai bun în noi. Vă iubesc, mulțumesc din suflet, Loredana. Cu multă iubire, Adriana, felicitări, felicitări! Ok, următorul practitioner coach extraordinar, Amarandei Dan Andrei. Imediat să punem și diploma. Se vede? Ok, super, super, Dan, super! Mulțumesc, mulțumesc, Loredana. Mai un pic. Ce pot să spun, Loredana? Suntem mari coach aici prezent, am zis suntem, deci sunt, mă consider un coach deja în creștere, ce-i drept. Încă de acum am, chiar am de tras de muncet și cu cea mai mare plăcere. Și am mai descoperit un coach chiar acum și anume verbul.
Ce este verbul? Verbul este partea de vorbire flexibilă care exprimă general acțiunea ale obiectelor. Este ca un coach, este adevărat. Deci mi-a stat atâta timp la dispoziție sau ai acces la verb și nu mai n-ai conștientizat de fapt ce este verbul și uite că îl văd ca pe un coach. Eu vreau, eu doresc, eu decid, eu greșesc, eu mă bucur, eu mi-asum și așa mai departe. Deci verbul, într-adevăr, este extraordinar. Bine, e adevărat că n-am fost atât de isteț cu gramatica și în general cu școala, dar sunt genial. Asta nu contează. Acum, chiar că sunt genial, apropo, înainte de curs eram genial, Loredana, dar acum chiar sunt genial. Este o diferență enormă. Și nu pot să vorbesc mai mult pentru că, nu știu, simt așa... Nu pot să vorbesc mai mult. Am aici de lucrat ca să pot să mă exprim cât mai mult, dar mulțumesc. O accept, așa sunt chiar mândru de coach. Am și o poveste mea cu coach. Te-am descoperit, dar nu vreau să fac o introducere nici sfârșit. Acum 2 ani am intrat într-o depresie extraordinară dintr-o relație, dar de fapt nu numai din cauza asta. Am intrat și gata, am ieșit și gata. Așa, bine că am ieșit după, înainte de coach, să zic așa, pentru că probabil n-aș fi făcut, știi tu, apropo de depresiv, dar ce vreau să spun, atunci te-am descoperit din întâmplare pe YouTube și tot vorbeai tu ceva pe acolo, dar mă rog, n-am băgat de seamă și mi-am adus aminte în zilele următoare, măi, dar stai un pic, ceva, mi-a plăcut ceva sau ceva gen, nu știu, și te-am căutat, băi, cum, Latiș, Loredana, eu nu știam cum. În fine, așa te-am descoperit. Și îți sunt recunoscător pentru pentru informațiile pe care le-ai dat cu atâta iubire. Asta este, cred că, secretul tău printre altele. Dar recunoștința nu este numai față de tine, Loredana, și nici e valabil pentru orice om. Recunoștința este și să spui și celorlalți atunci când se întâmplă. Nu pot să merg pe stradă și Loredana Lată, și Academie, Loredana Lată. Nu. Deci când este momentul, cu cea mai mare cunoștință, recunosc și cam atât am de zis. Mulțumesc încă o dată și pentru diplomă. Diploma e frumoasă. Probabil am să-mi pun o poză așa alături, când o să o am fizic. Lăs colegii să vorbească mai departe. Îți mulțumesc și chiar merit și... În sfârșit, că mă simt în putere și am niște motoare care nu trebuie nici șlefuite, nici cu vaselină, unse, sunt perfecte cum le-am și acum simt așa că pot să le reactivez și știu ce am de făcut. Așa mi s-a deschis un pic drumul ăsta și un drum care, în sfârșit, de fapt, eu mi-l fac. Deci eu pe undeva așteptam un moment sau acel ceva încât să pot să acționez. Dar nu, de fapt, acționez când vrei, când ai tu chef, ca să zic așa. Deci acțiunile stau la cheful tău. Aici iarăși ceea ce am perceput acum cu acțiunile. Interesant cu acțiunile. Da. Mulțumesc, Loredana. E o seară minunată, într-adevăr. E păcat că nu suntem împreună ca să... Na, nu știu dacă e voie să ciocnim, nu știu, un părel de o șampanie ceva, poate, sau un vin spumos, ceva mai... e frumos, de ce nu? Sunt lucruri frumoase în viața noastră și viața e minunată. Viața e minunată și e minunată mai ales când îți dai seama că prin propriile tale prostii ea te zăpăcește până te scoate din prostiile alea tale. Asta e iarăși ce și viața... E totdeauna alături de tine. Numai că nu o vezi. Și când o vezi, wow! Și te zăpăcește, nu prin ceea ce faci, că totul este minunat, te zăpăcește și te cumva încearcă să... Dar tu trebuie să ieși din pasul ăla până la sfârșit. Până când tu vezi și ai rezonanța aia. Cam atât. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, Dan! Super! Super! Felicitări! Mulțumesc! Bravo! Următorul practitioner coach extraordinar, Cristina Angelica Adina. Și diploma?
Perfect, bravo, bravo, Angelica, super, super! Cum a fost pentru tine? Pentru mine, călătoria spre mine a început în timp ce eram la un salon din frumusețare, în totală relaxare, pe fundal se auzea filmările tale. Acasă am continuat să mă delect cu înțelepciunea pe care tu o transmiteai și m-am bucurat foarte mult când am aflat că urma să vii la Bruxelles. Și atunci am decis că vreau o schimbare majoră în viața mea. Și știam că ține de mine să o fac și să o obțin. Consider că am obținut multe, am conștientizat multe, am acționat multe și în același timp consider că călătoria mea vreau să o continuu, deci nu mai trebuie, acum le vreau pe toate, nu mai am probleme, acum am provocări, nu mai am convingeri limitative, am convingeri pozitive și cu siguranță o să urmez toate cursurile pe care tu le ții și îți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de mine în călătoria asta tu și participanții la curs, adevărați profesioniști. Vă mulțumesc din suflet! Wow! Felicitări! Felicitări, Angelica! Felicitări! Mulțumim! Bravo! Ok, mulțumesc! Următorul practitioner coach extraordinar, Brânceanu Ovidiu! Ovidiu, uite și diploma ta! Bună seara și vă mulțumesc! Wow! Eu, nu știu, atât de multe emoții, de fapt eu cred că sunt mai emoționat acum ca niciodată. Nu știu, Dan, nu știu, este extraordinar. Am simțit și eu, cred că și el a avut emoții, că le-am simțit și eu foarte mult. Într-adevăr, drumul meu a început cam acum, să zic, aproape un an. Chiar după ce m-am despărțit de fosta prietenă și cuvintele care mi le aduc aminte atunci a fost tu pe drumul tău, eu pe drumul meu, care le-am spus. Și într-adevăr, eu atunci am început să lucrez cu adevărat atunci când am zis, da, eu mă duc pe drumul meu. Inconștient, de fapt. Am conștientizat mai târziu pentru că am atras o persoană, pur și simplu am cerut universul ăsta, am atras o persoană lângă mine și persoana aceea m-a îndrumat spre tine, Loredana. Și da, prima oară prin câteva videoclipuri pe Facebook, într-adevăr, ce am remarcat cel mai mult la tine este ușurința când vorbești. Eu iubesc asta la tine, este, nu știu, atât de ușor îți este să vorbești fără să te ascunzi și să fii sinceră cu tine și așa, nu știu, e cel mai, nu știu, pe înțelesul tuturor, parcă. Și, nu știu, ești o minune, ce pot să zic, n-am ce să zic. Și, într-adevăr, eu, cu pașii aceia, într-adevăr, am spus persoana aceea, da, mă voi duce la curs, voi face asta, i-am spus, du-te că eu cred că e acolo ceva de tine, pentru tine, în afara faptului că, într-adevăr, lucrezi și am lucrat și înainte cu mine și am mai citit și câte o carte, 2-3-10. Am citit foarte mult Osho, mi-a plăcut foarte mult și cred că asta s-a întâmplat acum 2 ani și cred că de atunci oarecum am început să lucrez, să zic, inconștient am lucrat, nu știu, dar s-a întâmplat totul, într-adevăr, acum, chiar la începutul anului, când mi-am propus să-mi fac un plan, planul este pe vreo 10 ani, ceva de genul, cam așa durează planul meu, ceea ce este uimitor și este, ce pot să zic, nu este ușor să ți-l ții, asta este foarte adevărat. Dar odată ce ți l-ai pus, ți l-ai afișat, nu știu, pe perete, cum mi-am făcut un copac cât China de mare și am, pe fiecare rămurică am scris obiectivele mele și să știți că
odată ce e imprimat acolo, numai în fiecare zi mă uit la el și spun ok, până acum, ok, o crenguță, o ramură și una câte una se vor lega până la final. Vă mulțumesc din tot sufletul meu și mulțumesc pentru diplomă. Sunt super fericit, mulțumesc colegilor, sunt uimitori. Nu știu, o să, eu cred că o să ne lipsească timpul ăsta împreună. Pentru că atâta timp cât o persoană se deschide în fața, da, când o persoană se deschide, nu știu, ce pot să zic? Eu sunt mut, de fapt, acum am rămas, nu știu. Nu este ușor în ziua de astăzi să găsești persoane care se deschid. E foarte greu. Bine, eu am succesul ăsta, succesul, nu știu, îmi place să vorbesc cu oamenii foarte mult. Unele persoane zic, de ce vorbești? Pentru că îmi place să vorbesc, să mă duc acolo înăuntru, să răscolesc. Ceea ce îmi place mie cel mai mult. La o persoană îmi place să ascult, într-adevăr. Am observat asta și în coaching. Chiar Simona a precizat asta, că într-adevăr ești un bun ascultător. Și ce pot să zic? Acum să-i dăm drumul, să-i dăm bătaie, să încerc să mă cunosc cât mai mult ca să pot să profezez într-adevăr și să fiu sigur pe mine din toate lecțiile care și toate sesiunile care le-am avut până astăzi. Voi continua într-adevăr să lucrez cu mine și voi continua să ajung unul dintre cei mai buni coachi. De ce nu? Atâta, vă mulțumesc mult! Wow, felicitări, Ovidiu! Super, super, mai ales că aventura continuă, da? Pentru că în fiecare seară pe platforma aici vă puteți întâlni de acum pe toată viața, cum se zice. Sigur. Okay. Mulțumesc, Ovidiu, super! Următorul practitioner coach extraordinar este Ocean Simona Teodora. Bravo, Simona! Wow! Super! Zine cum a fost... Stați un pic să vă arăt! Păi, dragă, să mă bucur! Așa, să vă dau și vă un pic, că prea sunteți rezervați. Hai, mai sunt, că suntem la celebrare! Ați rămas în tranșă, dragii mei! Sunt! Da, hai! Acum glumesc, dar așa fain e să vă ascult, sunteți atât de profunzi. Fiecare coleg are dreptate, pentru că, exact ca și copiii mici, ce vrem noi de la cei din jurul nostru? Nimic. E lumea care ne umple cu cadouri, cu aia, cu aia, și copilul nu te vrea decât pe tine, ca mamă sau ca tată sau ca ce ești. Wow! Deci, cred că așa e și la noi. Noi nu am vrut nici hainele noastre scumpe, habar, n-aveam ce aveam de desubt și pijamale, probabil și tot ne-am simțit bine, nu știu, zic eu așa, știți? Așa, eu vreau să vă zic că și eu în urma unei mari depresii, mari, mi-am căutat și eu un pic liniștea, m-am găsit la un moment dat, atât de mult foloseam orice moment să-mi plâng de milă, să povestesc lucrurile mele și, băi, simțeam că nu mai pot, deci nu mai vroiam la un moment dat. Deci n-am mai făcut faza asta până acum când m-a auzit Ovidiu, deci eu nu vă zice, nu mai pot de rușine, dar mulțumesc pentru înțelegere, da. Oricum, m-am trezit la un moment dat prin 2015 că m-am dus la... Chiar se termina anul și ne salutam de anul nou și eu îi ziceam la oamenii aia unde munceam, ziceau, Simona, la mulți ani, nu știu ce, și zice, sper să-ți fie bine. Și am zis, știți ce, eu de azi am decis că o să-mi fie sigur bine. Nu știam de ce am zis, dar am zis-o. Așa am început, anul ăla am scris chiar și, știți că sunt lanternele alea chinezești care pui lumina de desubt și pleacă spre cer. Și din anul ăla am început prima oară să-mi scriu dorințele, dar în momentul ăla eu scriam dorințe generale, adică fericire, sănătate, înțelegere. Voi ce înțelegeți din așa ceva? Vă dați seama Dumnezeu sau Universul ce ar putea să înțeleagă? Dădea ceva, dar nu tot. Oricum, între timp eu am mai continuat. Eu am citit multe lucruri. M-am găsit la curs că multe lucruri erau toate băgate aici împreună, exact cum te-am auzit odată, Loredana, că spuneai, băi, eu am citit mult, dar dacă știam, o luam de mult pe scurtătură. Așa este și în cazul meu.
De-aia îi înțeleg pe colegi când spun eu am nevoie să-mi așez un pic toată grămada asta de cunoștințe, deci vă zic, vă felicit și dați-vă voie să se așeze, într-adevăr așa este. Și din cauza că am avut tot așa ocazie la un moment dat să lucrez pe o carte întreagă de exerciții de 30 de zile, fiecare exerciții, fiecare zi, cerea ceva. Și acolo am început să-mi apreciez copiii, ce făceam, ce nu făceam și multe lucruri, e o carte interesantă, dar cu impeniu, deci cum ar fi, m-am pus, m-am așezat și am reușit să fac și să mă apreciez. Un an mai târziu, păi da, într-adevăr am avut noi o ședință de coaching și m-ai pus să-mi scriu obiectivele mele. Și eu le scriam ca copilul ăla care se duce la verifică și scrie, numai așa, la lucrare de control, și scrie ceva să nu cumva să nu ia nota 10 sau să ia măcar 5 ăla de trecere, știți? Așa mi-am scris eu obiectivele și nu înțelegeam nimic. Zic, hai să scriu și eu, să fie ceva scris. Culmea, după o lună când ne-am auzit la ședință, nu m-a întrebat nimic cum faci și aici, bineînțeles. Dar între timp s-a deschis ceva și am început și între o carte, între alta, am început și cum ai văzut deja la tehnică, nu, poate nu ți-amintești că ai zis că nu te interesează, dar mă rog, când a venit tema pune jos un obiectiv, eu deja chiar culmea înainte să înceapă cursul, eu deja făcusem chiar exact pe tema asta, cum să folosești legea atracției ca să-ți găsești un loc de muncă. Eu deja eram expertă. Nu vă zic cum mi-am făcut acum ultima lanternă care am trimis-o la cer. Eu n-am mai scris fericire. Eu am zis precis ce vreau. Cu sănătate, cu exactitate. Deci toate lucrurile concrete, aia și detalii de care altădată nu le gândeam. Deci schimbările au fost mari. Ce am luat eu din academie? Am luat o tehnică. Îmi doream foarte mult să mă duc mai departe, să învăț pe ceilalți. Exact cum știți, deja eu am făcut ceva workshop-uri, dar nu înțelegeam, băi, cum să fiu eu concretă? Și aici mi-am luat tehnica, vă mărturisesc și mi se pare super tare. Vă mai zic ceva, eu nu folosesc că am probleme, dar nici provocări, că și provocarea e grea. Pentru mine e oportunitate. Nu există altfel. Deci, eu mă duc așa, orice se vede, zic, băi, e o oportunitate, stai să văd ce iau din ea. Mi se pare mie grea, dar nu e... E, dacă nu văd acum, văd peste câtva timp și sigur văd. Și așa a fost mereu. Și vă zic că ce-am mai făcut în academie, am lucrat un pic pe defecte, că stăteam așa de bine în zona de confort, așa de bine stăteam pe ele... Și așa mai treceam pe lângă ele și mi-era bine că așa erau puse de desubt și era ok. Mi-a fost greu să le iau în față, să mă lupt cu ele și la un moment dat mă gândeam ce-ar fi să mă înscriu eu la un box, la un ceva de luptă, știți? Că trebuie să învăț să dau și eu, să mă apăr, frate, că sunt prea bună și cred că să reușesc să învăț să dau un pic ar fi foarte util, nu știu, un box, un karate, un, nu știu, un kickboxing, nu știu, există tot felul. No, cam astea au fost pentru mine. Vreau să zic, colegii mi-au plăcut enorm de mult, îi felicit pe bărbați, pentru că sunt puțini și ei sunt pionieri în așa ceva. Sunt emoționați pentru că sunt mai puțini și au dreptate, dar să știe fiecare dintre ei că e nevoie de ei, că uitați-vă câți băieți sunt și știți cum e. Indiferent cât am fi noi de femei, n-avem limba voastră a bărbaților, cum ziceați voi, vorbiți puțin, dar concret. Iar noi vorbim pe limba noastră, noi trebuie să vorbim mult, mult acolo și să ne explicăm detaliile. Așa că nu vă trageți înapoi că e nevoie de voi toți împreună. Și mi-au plăcut colegii, exact cum v-am zis, au fost simpli, deschiși, le mulțumesc la toți pentru simplitatea lor, celor care nu i-am cunoscut, cum spuneai, sper să-i cunosc în continuare pe platformă, să ne facem ședințe de coaching și să avem oportunitatea să ne vedem calitățile celor care nu ne-am întâlnit până acum. Restul, dragilor, sigur ne vom mai vedea, că rezonăm. Mulțumesc din suflet pentru tot, pentru tot ce mi-ați împărtășit și pentru tot ce m-ați susținut voi pe mine. Vă pup pe toți. Vă îmbrățișez. Wow!
Felicitări! Mulțumesc! Felicitări, Simona, super, super, mulțumim! Următorul practitioner coach extraordinar, Alexa Oana Mihaela. Minunata Oana! Felicitări, Oana! Mulțumesc! Felicitări! Cum a fost cu tine? Da, te vedem, super! V-am spus, am început să vă spun ieri, că, mă rog, am început călătoria aceasta anul trecut, prin august, nu mai, chiar încercam să-mi aduc aminte exact luna, sincer, chiar încercam. Și am început să-ți urmăresc postările online, Loretana, și am început să citesc foarte mult pe dezvoltare personală, foarte mult, chiar râdeam, citeam 2 sau 3 cărți odată, pentru că erau atât de interesante încât nu mă puteam opri, găseam idei interesante în una, idei interesante în cealaltă și tot așa. În fine, și am vrut să vin parțial cu temele făcute. Mă rog, poveste veche, eu fiind profesoară în România. Nu, asta este, nu-i nimic. Nu, dar nu stai să vin cu temele făcute. Chiar îmi place, chiar îmi place. Și ținând cont de cărțile pe care le citeam înainte, de filmele pe care le urmăream, mi-am dat seama că eu sunt mai interesată de partea aceasta de psihologie decât de biologia pe care am studiat-o. Și oricum nu mi-a stricat, pentru că la un moment dat mă întrebam, dar de ce n-am dat la psihologie, dacă tot așa de mult îmi place? Pentru că la momentul respectiv nu eram pe așa ceva, pur și simplu. Mi-am găsit singură răspunsul. Oricum, biologia pe care am studiat-o m-a ajutat foarte mult să identific zonele din creier implicate în emoții, în ei. Mă rog, foarte, foarte bine că am făcut ambele. Ce să zic? N-am să spun prima dată vă mulțumesc vouă și îmi cer scuze, am să spun prima dată mulțumesc mie pentru că am luat decizia să fac acest curs. Când am început să spun unuia sau altuia, vreau să fac cursul ăsta și am început, eu eram cu cerutul părerilor. Dar tu ce zici? Dar tu ce spui? Dar, aha. Și, mă rog, persoanele din jurul meu au arătat multă reticență, foarte multă reticență. Și eu m-am dus pe drumul meu. Deci, fără, nu i-am dat deoparte. Era vorba de parteneri, de părinți, care până la urmă au fost cu mine. Nu. Dar decizia finală a fost a mea și mă felicit. Acum, ce să vă spun? Fără voi, această experiență nu ar fi fost posibilă. Așa că vă mulțumesc fiecăruia în parte pentru ceea ce ați împărtășit cu mine și pentru emoțiile pe care le-ați transmis, vă sunt recunoscătoare. Aștept să ne întâlnim, chiar îmi doresc foarte mult. Eu nu am putut lucra prea mult cu voi din cauza diferenței de fus orar când mă întorc în țară. Abia aștept să lucrăm așa, vă iau pe toți la rând frumos cu un subiect, după aceea vă iau din nou pe toți la rând cu un alt subiect și tot așa. Vom lucra mult, vă garantez. Vă îmbrățișez, vă felicit, vă doresc succes și un pup dulce pentru tine, Loredana, și pentru ceilalți. Cu multă iubire, Oana, felicitări, mulțumim mult de tot, felicitări! Wow, felicitări, pentru că ai ținut cont de ceea ce ai avut tu. Wow, super, felicitări! Următorul practitioner coach extraordinar, Șutu Alina Mihaela. Și diploma, draga mea? Mulțumesc, se aude? Se aude, da! Da, eu a trebuit să fac incantații și toate cele și promisiuni că o să apar chiar în seara asta în video, deci acolo era toată treaba, că am început cu, nu mergea camera la prima la primul curs și acum iară, dar sub nicio formă și am încercat, nimic, ok. Apar miercuri în video, nu. Ok, apar marți. Acum, în seara asta, gata, când am spus că apar în seara asta, mi-a venit ideea cu telefonul și gata, hai să încerc. Acum vă povestesc. Deci, treaba e serioasă.
Treaba e serioasă. Eu ce să vă spun? Eu am tot vorbit atât de mult la cursurile astea că am impresia că mă cunoașteți deja. Planul vieții mele era foarte clar. La 20 de ani o să am prieten. La 25 o să mă căsătoresc. La 30 o să fac un copil și la 35 o să am o carieră. Anul trecut, când împlineam 33 de ani și practic nu era nicio variantă pentru carieră pentru mine, pur și simplu am simțit că am eșuat. Asta am simțit eu anul trecut, că am eșuat și nu vedeam, pur și simplu nici nu știam de ce să mă apuc. Plec în România, ce fac acolo, deci pur și simplu eram atât de tristă și atât de căzută de tot, că am spus că nu mai am nici vise. Deci în momentul când m-am spus cu voce tare că nu am vise și m-am auzit, atunci eu m-am cutremurat de mine, pentru că eu tot timpul credeam în vise, credeam că dacă visez ceva se împlinește. Și în momentul ăla ceva în subconștientul meu s-a schimbat și a început procesul. Eram într-o luptă. Stai și te lupți și mergi înainte sau fugi. Așa eram. Lupta asta a fost vreo 6 luni de zile, din care am ieșit învingătoare și am hotărât să lupt. Și apoi totul s-a schimbat. Eu n-am făcut nimic. Totul a venit la mine. Totul a venit la mine. Doar m-am lăsat dusă de ce simt. Într-adevăr, eu sunt foarte cerebrală și gândesc foarte mult și tot timpul am opus rezistență, iar când am găsit cursul tău, am știut pur și simplu că trebuie să ajung la tine. Dar mintea mea care croșetează a avut multe, multe, ce să zic, în prima săptămână s-au risipit toate gândurile, toată confuzia asta, toată neîncrederea. Deci eu am venit oarecum știind că îmi place dezvoltarea personală, că este ceva pentru mine, dar eu nu știam ce e coaching-ul. Și de la, practic, a nu ști ce este coaching-ul, mi-am dat seama că, de fapt, coaching-ul este menirea mea și pentru asta am venit la Academie. Deci, dintr-o neîncredere, spuneam, ok, îmi place, dar ce pot să fac eu cu asta? Deci, dintr-o neîncredere de aia totală, deci acum o lună de zile în urmă, acum simt că pot face orice. Deci îți mulțumesc enorm și mulțumesc și colegilor că împreună cu voi am reușit să-mi recapăt puterea. Pentru că eram împărțită peste tot, așa jucam un rol de salvator, eram salvatorul tuturor și de asemenea victima prietenilor, dar eu eram salvator în toate cele. Deci eu vă mulțumesc și simt că astăzi am simțit că mi-am luat viața înapoi și acum simt că pot să fiu o inspirație. Wow! Felicitări! Felicitări! Bravo! Super! Mulțumesc! Următorul practitioner coach extraordinar, Stârcea Daniela! Daniela, bravo! Bravo, Daniela! Dana, ne auzi? Ți-a venit netul? Ți-a venit camera? Dana, ne auzi? Da. Am apărut, da. Eu, pe mine m-ai strigat? Da. Da. Am și e și ora de culcare a copilor. În același timp îmi cer scuze, da. Da, nu mi-am văzut diploma. Da, ți-o mai arăt o dată, stai. Da, dacă vrei, da, că n-am văzut-o. Sigur. Ah, da. Da, mersi. Felicitări, da. Daniela. Clar, e clar. Felicitări. Mersi. Wow. Mersi. Apropo, și pe spate sunt competențele, da? Conform ai știut. Bun, am știut. Da, păi, na, încă nu și v-am arătat, așa că felicitări. Că nu le uităm, da. Cum a fost pentru tine? Cum e începutul, cum e sfârșitul cursului și un nou început, desigur. Da. Deci, pentru mine, acest
proces de dezvoltare personală, a început acum 4 ani de zile cu pași mici făcuți într-anumite direcții. Încet, încet am reușit să realizez 29% din absolut tot ce mi-am propus, dar am rămas, după ce mi-am realizat tot ce mi-am dorit, am rămas puțin în aer și mi-am dat seama că trebuie să fac mai mult și că nu e totul numai a-ți dori ceva. Și întâmplarea a făcut să o cunosc pe Iustinia, întâmplător, ca până la urmă să realizez că ea, de fapt, a lucrat la locul de muncă unde lucrez eu acum, deci avem cunoștințe comune și așa am aflat despre tine, de fapt. Și aflând despre tine, m-a interesat foarte mult și te-am urmărit și ți-am văzut toate videole și am zis că de aici aș putea să culeg învățături noi de care cred că aveam nevoie la momentul respectiv. Și așa am venit. Da, am crezut că sunt ok și când am fost în Bruxelles am crezut că sunt destul de adult, dar pe parcursul acestui curs mi-am dat seama că încă mai sunt în curs de dezvoltare da, pe drumul spre matur. Deci, ce am învățat și ce am obținut? Deci am o percepție nouă despre viață, o nouă gândire, să-mi cunosc valorile. Mai ales gândirea limitativă pe care cred că da, o avem într-adevăr din educație și e foarte, nu e așa de ușor de schimbat. De asemenea, am învățat să mă iubesc pe mine însumi și cel mai important este că să mă accept pe mine însumi așa cum sunt, să nu mai fiu dură față de mine, să-mi recunosc greșelile și să mi le accept în același timp. Și asta cred că mi-a dat senzația asta puțin de deci care vorbeam mai devreme, că am fost poate prea dură cu mine însumi în foarte multe momente din viața mea și cred că asta m-a făcut să deviu așa în ultimele zile puțin mai emoțională. Deci ăsta a fost un lucru pe care eu l-am realizat extraordinar de mare. Deci, ce să zic, de asemenea, ca să am ceea ce am învățat și un lucru care iară l-am conștientizat, faptul că mă credeam de foarte multe ori cea mai mare și cea mai tare, din toate punctele de vedere. Și îmi dădeam seama că, mi-am dat acum seama că am greșit în foarte multe situații. Da, deci foarte multe conștientizări. Voi cerca de acum înainte deci o mare luptă pentru mine este să mă filtrez gândurile în fiecare zi și să rămân pe curs, cum ar veni să rămân pe cursul care trebuie să fiu și lupt cu mine fiecare zi. Deci, și asta mă obosește puțin, îți spun sincer că simt la sfârșitul zilei că sunt... și ceea ce cu iubirea ce vreau să mai spun, de fapt că un lucru foarte important este că îmi place nespus de mult să stau cu mine însumi. Deci în pauză la servici, când pot să plec și să plec și să mă așez cu caietul și să stau cu mine însumi, este extraordinar. Deci am o plăcere și mă încarc. Mă încarc pozitiv în acel moment. Deci aș putea să spun că astea sunt unele, o parte din conștientizări. În rest, mai am foarte mult de învățat și ca să pun în practică mai durează, dar vreau să merg înainte, în orice caz. Vreau să simt iubire nu numai pentru mine, dar și pentru cei din jur. Deci în momentul când mă voi accepta pe mine din ce în ce mai mult, voi accepta și pe cei din jur, fără acele gândiri limitative, a, uite că a făcut așa, uite că a zis așa, să mă simt imediat ofensată sau de să înțeleg și persoanele din jurul meu. Deci asta face parte tot din iubire. Și, bineînțeles, dacă se poate și este de fapt un vis, că zic eu că am feeling și că aș fi destul de bună să pot să fac o profesie din acest lucru și să devin un coach. Yeah. Deci vreau să le mulțumesc tuturor cu care, că din când în când am mai simțit nevoia să mai vorbesc cu câte cineva și toată lumea așa a fost deschisă și într-adevăr iubirea pe care am simțit-o aici și deschiderea din partea tuturor și din partea bărbaților și din partea colegilor
e ceva deosebit, e ceva unic. Deci vreau să le mulțumesc tuturor. Wow! Felicitări! În special ție, Loredana! Da. Multă iubire! Vă pup! Felicitări! Felicitări! Merci. Super, super, Dana, felicitări! Ok, așadar, această serie extraordinară numărul 17 online, o serie extraordinară de practitioner coach, dragii mei, aștept cu mare drag să aud de fiecare, să văd pe fiecare cum practicați această meserie extraordinară întâi cu voi și după aceea și cu clienții voștri, oameni extraordinari care vor să crească. Bun, acum vreau să întreb cine din cei care ați venit la aprofundare din seriile trecute vreți să ne împărtășiți cum este pentru voi după acest curs și ce v-a făcut să veniți să aprofundați? Că a fost ceva întrebări, vă ați aminte de la începutul cursului. Ok, Daniel? Daniel din Londra? Bună seara tuturor, bună seara colegilor. Eu am venit la aprofundare ca să descoper de fapt că scopul meu era să trec la practică. Aveam eu acolo pe partea de convingeri. Și într-adevăr au fost 2 săptămâni de curs foarte dinamice. Pentru mine practica mi-a probat undeva cunoștințele pe care le-am asimilat în tot acest timp și mă bucur că pot, vreau și merit. E o încântare, într-adevăr, coaching-ul. Îmi doresc foarte mult să fac NLP-ul pe viitor. Acum, astăzi, deja știu că sunt un life coach practitioner, chiar dacă sunt începător. Și merg la master cu inima deschisă. Cel mai frumos lucru pe care l-am primit este fascinația de faptul că îmi doresc foarte mult să lucrez cu mine. Eu înainte, somn, lene, TV și chestii de genul. Deci lucru mă speria efectiv. Acum, în schimb, abia aștept să lucrez. Abia aștept să am timp să pot să mai fac ceva, să mai pun o cărămidă, să construim, să facem ceva frumos. Vă mulțumesc, a fost o încântare, colegi minunați, o academie efectiv schimbătoare de vieți, multă iubire aici pe care o resimțim cu toții, vă iubesc din suflet, suntem minunați împreună și facem lumea mai bună, fără doar și poate. Cu multă iubire. Mulțumesc foarte mult, Loredana, din suflet. Wow, felicitări, felicitări, Daniel, mulțumim, super! Carmen! Bună seara, dragilor, din nou! Pentru mine este o mare plăcere să fiu împreună cu voi și asta este a treia oară când particip la curs. Aș fi vrut să nu pierd nici un pic din partea asta de curs, dar fiindcă am fost la NLP și în fine au mai fost și alte lucruri, practic n-am putut să intru de pe telefon. Asta mi s-a întâmplat. Aici trebuie lucrat să văd ce s-a întâmplat cu universul. Așa. Sunteți extraordinari și sunteți o echipă. Deci eu am văzut la voi o echipă. Cum v-ați susținut unii pe alții și sunteți chiar un exemplu. Chiar un exemplu. Și am rămas așa uimită de tot ce ați făcut voi și de toate progresele voastre. Și sunt foarte încântată că sunt și băieții aici și când au luat-o la fugă. Așa. Și chiar e foarte, foarte important, poate dă curaj și altora, pentru că, așa cum spunea Simona, deci, că femeile gândesc în detalii, practic bărbatul și femeia sunt complementari prin constituția lor fiziologică și mentală. Ei sunt, deci bărbatul este fixat pe concret, iar femeia pe detalii. Dacă îi dai unui bărbat să facă vreo 3 lucruri, deja l-ai pierdut. El face unul și bine. Pe când femeia face cu o mână, mestecă în oala cu mămăligă, în alta face sarmale, cu un picior dă cu aspiratorul și tot așa. Deci ea este foarte mult pe detalii și e foarte, foarte important ca
și bărbații să îmbrățișeze din ce în ce mai mult coaching-ul și partea asta de dezvoltare personală, pentru că în felul ăsta noi putem crește împreună. Deci bărbații și femeile într-o echipă din aceea solidă, frumoasă, ca adulți, și ar fi extraordinar. Și vă mulțumesc vouă că sunteți nemaipomeniți și abia aștept să mai lucrăm împreună în continuare și să se păstreze entuziasmul ăsta așa pentru un foarte mult, mult timp. Chiar să fim așa o echipă din aceea unită și de succes. Vă îmbrățișez, vă iubesc, sunteți geniali! Wow! Felicitări, Carmen! Bravo! Felicitări tuturor pentru reușitele voastre, pentru că sunt ale voastre. E adevărat că 50% ale lor, dar nici 50% ale voastre, adică să facem 50-50. Felicitări, important e că fiecare a finalizat. Eu am făcut doar contextul, am creat doar contextul. E adevărat foarte important contextul și de asemenea foarte important finalizarea fiecăruia. Wow, felicitări, mulțumesc, Carmen! Bine, a luat-o la fugă! Exact, da! Exact, da! Ok, mulțumesc! Cine mai continuă? Dora și apoi Cornelia? Bună, dragilor! Eu am revenit la acest curs pentru că am simțit nevoia. Și m-am simțit că întotdeauna pe parcursul vieții, așa un pic ca în desenele acelea animate cu rătușca urâtă sau aici în Spania ce patito feo. Și aici în Academie mă simt bine, ca și în staul meu, în mediul propice creșterii mele, la ora actuală. În lungul timpului am devenit orice a fost necesar ca să-mi duc la sfârșit un obiectiv și acum e necesar să devin un bun coach. Și nu există altă formă decât prin practică și prin, am descoperit că sunt foarte auditivă și metoda cea mai simplă pentru mine este de tot ascult și să-mi intre în cap ca să pot să pun în practică. Așa că asta e singura dorință puternică în mine, să fiu la cursuri. Mi-am propus să fiu student la Academie, cum în zilele trecute a zis și Cornelia și mi-au încântat. Anul ăsta student la Academie. Bărbatul meu e foarte fericit că mă vede super fericită și zic, bă, dar funcționează mai ușor în lumea asta să fiu eu fericită. Deci toată viața am încercat să-i fac pe alții fericiți și eu boceam acasă. Și de când sunt eu fericită, ăștia-s bucuroși. Ceva ok. Așa că funcționează să fie împărăția iubirii pe aici. Și văd aici foarte multe împărății ale iubirii. Știi că eu zic mult Tatăl nostru și eu cer împărăția să vină și pe pământ. Și am descoperit că ăsta e pământul, fraților. Ăsta e pământul în care trebuie să intre iubirea. Deci când intră ăsta, nu știați fericit. Așa că super. Vă mulțumesc din inimă că toate zilele astea cât ați fost aici, am descoperit câteva credințe limitative care nu știam că le am. Una a fost plânsul în public și, bineînțeles, faptul că în timpul cursului ai afirmat e ok să plângi, să spun la Dumnezeu de mare. Chiar e adevărat, e necesar să mai curățe canalele astea. Și fiecare dintre voi mi-ați arătat niște chestii personale și zic, ui, e aici. Și am atâtea de lucru încât, wow, am nevoie de viață veșnică, am cerut de mult, din copilărie am cerut tinerețe fără bătrânețe. Așa că pentru mine asta e adevărata viață, să mă aduc fericire acasă și am observat că fiind eu fericită, cei din jur se bucură care mă iubesc, ceilalți își fac viața lor. M-am pupat. Wow, felicitări, Dora, mulțumim, felicitări, super! Mulțumesc, Cornelia! Bună seara, dragilor! Mă bucur și mă felicit că am avut curajul să mă întorc la Academia Română de Coaching și să vin la acest curs online pentru aprofundare. De ce spun lucrul ăsta? Pentru faptul că nu-mi dădusem seama că o lasăm pe arătură și am revenit la vechile obiceiuri, uneori conștient, alteori inconștient, și
simțeam că am nevoie de această atmosferă, de iubire, de dragoste, de tot ce presupune grupul acesta, chiar dacă este online. Credeam că nu e atât de profund ca față în față, dar s-a dovedit că poate fi și mai profund, pentru că distanța nu ne poate despărți dacă energiile noastre pozitive le transmite și ne transmitem iubirea în acest univers. Nu ține cont de kilometri, de metri, de nimic. Da, în primul modul chiar am avut foarte multe conștientizări și îmi dădusem seama că la primul curs, Loredana, parcă nici n-am auzit ce ai zis pe atunci. Erau așa, bă, dar chiar Loredana a zis lucrurile astea la primul curs, că eu nu le-am auzit, nu mi-au fost clare așa, știi? Am auzit ce am vrut eu atunci. A fost nevoie să mă întorc acum a doua oară ca să pot să aud în profunzime și să aud ceea ce eram pregătită să aud. Și am întâlnit un grup minunat, niște colegi minunați și pe tine, Loredana, în care simt că am crescut iar un metru, mă văd foarte înalt acum și stau așa cu spatele drept, pentru că mi-am câștigat nu numai încrederea în mine, respectul, stima de sine, care contează foarte mult. Eu ziceam, păi eu mă respect, dar în același timp îi lăsam pe Cira să-mi întrecu bocancii în viața mea și aceeași lucru mai făceam și eu, așa ziceam că eu sunt adult, da? Dar nu eram tocmai 100% adult. Mi-am îndepășit fricile, am devenit autentică, mi-am asumat trecutul, mi-asum cine sunt, ce sunt. M-a pregătit foarte mult cursul acesta pentru cursul de NLP. Mă simt liberă, mă simt fericită, sunt eu. Mă bucur de ceea ce am găsit în interiorul meu, valorile mele, ceea ce reprezint eu ca și om. Eu nu sunt rezultatul faptelor mele, eu sunt mult mai mult decât atât. Se vede lucrul ăsta de exterior, se vede faptul că mă iubesc, mă accept și mă respect și în comportamentele celorlalți. N-am tăiat acolo atașamente ce aveam vis-a-vis de persoane, obiecte și alte lucruri. Și un sentiment de eliberare, pentru că mâine, dacă o să ajung pe stradă, nu mai am nici casă, nici mașină, nici bani, nici prieteni, nici familie, eu voi fi tot eu, pentru că am încredere în mine că odată dacă am construit ceva, o să construiesc și a doua oră, și a trei oră, și încă două case, și încă cinci mașini și alte lucruri, pentru că puterea stă în mine și mi-a luat puterea înapoi. Și asta e cel mai important. Sunt eu cu mine, îmi place să fiu cu mine, să lucrez cu mine, să mă ascult, să mă accept, să mă iubesc și totul este minunat. Vă iubesc, te iubesc, Loredana, și îți mulțumesc că mi-ai dat această șansă încă o dată să fiu aproape de tine și aproape de colegii mei, să învăț foarte multe lucruri și să creștem împreună. Vă mulțumesc, vă iubesc și abia aștept să ne revedem. Ia, felicitări, mulțumesc, bravo, Cornelia, felicitări! Mulțumesc, super! Ne mai împărtășește cineva? Lucia și apoi Cristina. Bună seara! Mă bucur enorm că am aprofundat cursul și am și lămurit că aprofundarea îmi deschide urechile mai tare și asta am simțit pe pielea mea. Dacă la primul curs am plâns în fiecare zi și am înțeles că responsabilitatea mea, că probabil de-aia am și plâns, că am trăit în personalitate și arătam cu degetul de multe ori cine sunt eu. Eu eram pe piedestal, eram salvator. De aia cred că am și plâns atât de mult. În al doilea curs am învățat să mă descoper și să spun mie că mă iubesc și că am grijă de mine și am început să mă pun pe primul loc. Și nu m-am mai simțit atât de prost, pentru că practic o meserie și mi se părea, adică ce făceam nu mi-a plăcut niciodată, am făcut-o pentru bani, dar decizia a fost a mea. Iar la al treilea curs am hotărât că într-adevăr banii acum, pentru bani am lucrat, dar ce am avut de făcut, să-mi duc familia. Dacă eu am decis să plec în străinătate, eu
m-a asumat responsabilitatea că indiferent aveam nevoie de bani pentru a duce familia acolo unde era locul. Și acum m-am întors la mine, deci acum sunt sigură ce voi profesa. Mai am de lucru cu mine, pentru că dacă prima dată am plâns, a doua oară am plâns și mai puțin n-am plâns, am zâmbit și am râs în ultima zi. Astăzi am cam rămas cu dureri de cap, dar se rezolvă și astea. Om vedea. Totul e spre bine. În spatele unui lucru mai puțin plăcut, sunt singură că există o intenție foarte bună care se va rezolva în timp și eu am învățat să am multă răbdare cu mine. Vă mulțumesc, dragi colegi, sunteți o echipă extraordinară, cu fiecare creștem și totdeauna te simți mai bine. Știu că nu sunt perfectă, dar când ești alături de cineva care te acceptă așa cum ești, creștem în imperfecțiunea noastră. Vă iubesc, te iubesc, Loredana, ți-am spus-o prima dată și știi că ești la final GPS-ul meu, așa ultima, la cursul ăsta așa am hotărât, dar aș vrea ca să las câteodată GPS-ul acasă și să dau drumul singură. Vă mulțumesc, vă iubesc, vă îmbrățișez și abia aștept să ne vedem față în față. Wow, felicitări! O seară minunată. Felicitări, Lucia, mulțumesc! Super. Mă aplaud și eu! Bravo, felicitări, Cristina! Da. Eu m-am întors la curs, în primul rând, pentru că am simțit că este o șansă extraordinară să fiu în contact cu tine, Loredana. E o ocazie să pot să spun întrebări și să fim față în față. Și în al doilea rând am venit pentru aprofundare, pentru că da, e foarte multă informație pe care o punem în practică de fapt toată viața. Și să spun care a fost efectul tău și al cursurilor tale. E genială, pentru că ai reușit să faci ceva ce, în ceea ce mă privește, ce nimeni nu a reușit. Înainte să vin la primul curs, nu mă puteam privi în oglindă. Deci eram închisă într-o carapace, nu mă acceptam, nu mă iubeam, apropo de iubirea de sine. Ei, am venit și amintesc încă o dată de exercițiul ăsta tău, de videourile live. În prima zi a început să-mi crească tensiunea. Eu, cea rușinoasă care să nu mă uit nici în oglindă, vii cu videourile să mă vadă toată țara. Deci, toată lumea. Wow, am zis atunci. A fost cea mai mare provocare. Diferența de atunci până acum e că acum mă simt mult mai bine. Pentru că, deși am emoții, am învățat să mă accept așa cum sunt. Am învățat la aceste cursuri să am încredere în mine și să-mi dau voie să fiu eu. Cred că asta am obținut cel mai mult, să-mi dau voie să fiu eu. Și plec de la curs exact cum pleacă un client după o sesiune de coaching, cu multă bucurie, cu un plan de acțiune, alături de tine și de acești colegi minunați, alături de care vreau să lucrăm în continuare. Nu mă mai las. Și voi reveni de fiecare dată. De câte ori ne dai ocazia, eu voi fi aici, pentru că ești extraordinară și îmi doresc să ne întâlnim. Vă pup pe toți! Felicitări! Mulțumesc. Felicitări, Cristina! Mulțumesc! Super! Super! Te aștept cu mare drag de fiecare dată! Ok! Mai este cineva? Mai este cineva? Cam atât deocamdată, așadar, dragă oameni frumoși, felicitări pentru această celebrare extraordinară, felicitări pentru acest pas extraordinar, mult succes în continuare, sunt sigur că se vor întâmpla lucruri extraordinare în proiectele extraordinare, fie de voluntariat, fie de profesie, fie de orice. Îmi doresc foarte mult să continuați să creșteți, evident, eu cu mare drag vă aștept la fiecare din cursurile următoare, puteți reveni de câte ori doriți, precum bine știți, așa încât, no, asta e regula în Academie, e una foarte simplă, ai plătit un curs o dată, poți să vii de câte ori vrei, nu contează că e față în față sau online, așa încât
Vă aștept cu mare drag, spor la treabă în continuare și mult succes și aduceți-vă aminte că sunteți niște practitioner coach extraordinari, o parte din voi sunteți și master coach, cei care ați venit la aprofundare, cu o parte din voi o să ne revedem la cursul de master și călătorim împreună pentru că viața este minunată. Vă pup, vă iubesc și vă îmbrățișez! Pa!